Mă gândeam la Tudor, cât de mult era dorit copilul ăsta, cu toate că era al doilea, este al doilea, și până la un an totul fusese așa frumos, de vis, și după un an, până la doi ani, tot a fost de vis, că nimeni nu-și punea întrebări. Adică nici eu, nici tatăl nu-și punea întrebări. Și după aceea, dintr-o dată, l-am dus la creșă. La ce vârstă? Doi ani. Exact doi ani. Avea doi ani când m-am dus. Și am văzut că nu mai e același copil. Adică în 10 zile de creșă, atâta l-am dus la creșă, copilul meu nu mai era copilul meu. Adică era așa cumva... Femeile de la creșă îmi descriau un copil pe care nu-l cunoșteam. Le bătea. El, care era tot timpul numai un zâmbet, acum devenise numai un plâns, urla, nu știa să vorbească oricum, nu vorbea nimic. Și îl lăsam plângând și îl găseam plângând. Adică... Și după 7 zile mi-au spus, duceți-l la psiholog, dar fără nicio explicație. Bine, eu deja mă așteptam. Și ce lucruri ați observat? Erau multe chestii. La un moment dat chiar nu mai băgam seama. Și pe lângă că nu mai băgam seama, avea tot felul de mișcări din astea stereotipe, așa. Se legăna de pe un picior pe altul, bătea din palme, dar nu cu palmele deschise, cumva cu o palmă închisă, cu un pumn închis și așa. Și după aceea, habar n-am. Nu știu, ceva era. Simțeam ceva. Adică nu pot să descriu ce și cum. Știam. Mi-era frică să nu fie altceva. Adică mi-era frică... Nu mă temeam de autism, oricum. În inocența asta a mea, habar n-aveam ce înseamnă. Și când... În momentul în care mi-a zis că... Da, uite... Înclin să cred că 60% duce spre autism totul, chiar am fost ușurată. Wow! Și ce ușurare! Și... Atunci, dacă atunci am fost cumva ușurată că, da, este autism și eram ușurată pentru că habar n-aveam ce mă așteaptă. Deși citise răzut. Wow, dar e o experiență, da, altfel. Altfel simți.